apărea un registru litere, pe care nu se întâmpla să o cunosc. Pătimește revista noastră prin vârsta înaintată a colaboratorilor. E o minune ce văd în sală, vă văd pe dumneavoastră tineri, preocupați de lucruri gingașe, să știți, adică știți foarte bine că să scrii nu e chiar pe ușor. Cred că asistăm aici la apariția unei noi mișcări literare. Mă bucur că majoritatea sunteți tineri, tineri curajoși, care scriu bine, scriu bine. Ce-am citit mi-a plăcut. Vă felicit, îl felicit pe domnul profesor care v-a animat și în același timp felicit și pe domnii și doamna de la primărie, fără de care nu se putem face lucrul acesta. Vedeți că puțini conducători de comunități își dau seama că aici se pot apropia de concetățenii lor, prin ei pot face ca acea comunitate să aibă și preocupări din acestea. Încă o dată cer scuze că nu am parcurs cărțile, dar vă promit că în revista Litere vor apărea cam într-un serial cronici despre ele. Mulțumesc! Cine este